Dragi prieteni, bun găsit la 5 minute de sport altfel. Să știți că, mai ales noi ăștia mai tineri care am apucat să trăim prin prisma povestirilor spuse de părinții sau de bunicii noștri multe dintre evenimentele importante din sportul nostru, nu e vorba numai despre fotbal, să știți că noi n-am fost chiar așa de amărâți la alte discipline sportive și, bineînțeles, și la fotbal întotdeauna. Din contră, mi-aduc aminte că zilele trecute s-au împlinit 40 de ani de la marea victorie a noastră contra Franței la rugby, pe stadionul Giulești cu 20.000 de suflete în tribună. Mi se pare că le-am dat 15-0 în 1980, în noiembrie. Cred că erau doar vreo 4 țări în istoria omenirii care bătuseră Franța la 0, la fundul gol, cum spunem noi la cărți. Noi am prins atunci cu Pompilie Borș, așa îl chema pe domnul Pompilie Borș, care a cu eseuri și așa mai departe, i-am bătut cu 15-0. Era o vreme în care unul dintre cei mai importanți jucători de rugby de la noi se intitula Florică Murariu. Florică Murariu acesta debutase undeva la un 27-3 cu Olanda, pentru noi, bineînțeles, adică debutase cu bine într-o echipă cu Fuicu, cu Mircea Paraschivescu și așa mai departe, dar rezultatele acestea, oameni buni, acum 45 de ani, nu reprezentau o surpriză. Wow! Era un joc de antrenament, prindeai pe olandezi, îi băteai de le sunea apa în cap, pentru că noi eram atunci la un cioc de barză să fim incluși în trofeul celor, în turneul celor 5 națiuni. Doar vremea proastă de aici, că ei jucau un picuț cam ciudat, doar vremea proastă de aici și terenurile grele au făcut să nu intrăm în turneul celor 5 națiuni. Florică Murariu, cum vă spuneam, a debutat așadar în acest 27-3 cu Olanda. A participat la 15-0 acela din 1980, dacă nu mă înșel. Noi am mai bătut Franța, eu copil fiind, mi-aduc aminte undeva în mai, deci după Revoluție, cred că era 24 mai, după alegerile din Duminica Orbului, 24 mai 1990, am mers la Oș în Franța și am bătut și acolo. Deci asta ce am vorbit noi era în 1980, asta era în 1990, deci unde îi prindeam, îi băteam pe ăștia, 12-6 a fost la Oș, cu Gicuță Hagi al rugby-ului, cum îmi place mie să spun, cu domnul, cum îl cheamă mă, ăla marele, Haralambie, domnul Harry Dumitraș, Dumnezeu să-i dea sănătate, că n-am mai vorbit de mult cu dumnealui. Băteam cu 15-9, Florică Murariu a fost capitan, dacă nu mă înșel, sau chiar dacă n-a fost capitan, a fost membru în echipa, echipier al echipei care băteam cu 15-9 pe Țara Galilor la Cardiff. Vă dați seama că acum o să închideți micile dumneavoastră tablete și televizoare și telefoane și o să spuneți, ne-au prișeni, ai luat o razna, cum am bătut noi, mă? Ei bine, băteam Franța și Țara Galilor la rugby. Prin 1989, deci înainte de Revoluție, Florică Murariu evoluează într-un meci test, cum se spunea, contra celor de la Zimbabwe. Îi batem cu contra Naționale Zimbabwe cu 52-17. Scorul contează mai puțin, s-ar putea să greșesc, îmi cer mii de scuze, dar este un scor din ăsta, nu conta. Și să fac schimb de tricouri, oameni buni. Fac schimb de tricouri și el primește tricourile, cum era Naționala Zimbabwe, alb cu dungi verzi. Cum era tricou? Pac, sănătate, condamnare. Bun, îi se spunea flankerul de aur al Naționalei României. Era un băiat senzațional. Vine Revoluția. Pentru că el era gradat și era angajat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, în zilele Revoluției este chemat la unitate. Așa, nu conta că erai sportiv și așa mai departe, deci o carieră uriașă, este chemat acolo. Aici și-a îndrumul taberii, pentru că noi ne aflăm într-o zonă apropiată de locul ăsta, era dislocată unitatea militară din Focșani, UM01270, care puseseră taburile în mijlocul străzii și cercetau pe toți. Când a fost chemat atunci, Florică Murariu, ce credeți că a pus pe el? Tricoul primit, i-a venit la repezeală, tricoul primit atunci cu Naționala statului Zimbabwe, ăla de vă spuneam eu, alb cu verde. Îl oprește un băiat din Focșani, nu-l cunoștea cine era, un soldat, bineînțeles, și spune să se legitimeze. De acum începe povestea că e legendă, că nu contează mai puțin și n-aș vrea să vă întristez, dar sunt zilele acestea când trebuie să ne aducem aminte de el. A dat să bage mâna acolo. Un soldat neinstruit ăla era săracu. A văzut un cetățean îmbrăcat într-o geacă de blugi, atenție, pe vremea, nu râdeți, nu râdeți că pe vremea aia geaca de blugi însemna ceva, care avea un tricou pe care scria în străineză. Era un tricou al unei naționale, un tricou extrem de ciudat pe dedesubt. Atunci la televizor se spunea că sunt otrăvite fântânile, sunt otrăvite bazinele de dau apă la cetățenii României și așa mai departe și că străinii sunt capul răutăților. Când a băgat el mâna acolo, ăla că a avut impresia că nu știu ce, l-a împușcat. L-a împușcat și astfel a murit aici și aproape de stadionul Steaua, unde jucase de atâtea ori și unde avusese atât de multe victorii, Florică Murariu, unul dintre cei mai tari jucători de rugby pe care i-am avut noi.
Din păcate, îmi cer scuze că vorbesc un picuț așa mai greu. În 1900 este înmormântat, prima dată s-a avut la cimitirul Eroilor Revoluției, de acolo și de la piața Eroii Revoluției, de lângă cimitirul Belu, dar până la urmă este mutat la Mitoc, în Botoșani, de unde era el de fel. Tatăl dumnealui stingându-se în 1991, nu vreau să fac legende, nu vreau să spun nimic, i s-a arătat doar în vis din ce în ce mai greu, mai rar, Florica Murariu, exact cei care au mai pus mâna pe carte, cam Baltagu, cum i s-a arătat Vitoria Lipan, Nechifor Lipan, Vitorie Lipan, în capodopera Baltagu, scrisă de Mihail Sadoveanu în doar 10 zile, în 1930, bineînțeles că toată lumea cunoaște, dar să ne întoarcem la Florica Murariu, decedează, așa cum vă spuneam. Și ar fi trebuit să ne oprim aici, dar nu ne oprim, pentru că mai avem un alt jucător senzațional de rugby. Este vorba de Răducu Durbac, cel mai bun jucător român din 1974. Pare greu de crezut, dar ce să vezi, și el angajat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Este chemat acolo, este să dăduse Radu cel Frumos, parcă a fost, sau nu mai știu parola, că nici asta nu mai contează. Vine acolo în zilele Revoluției și aici, iarăși o legendă, fiul lui Bobby Durba, care a încercat să facă lumină în acest caz, întreabă de fiecare dată, bă, prea e cu sută cu ața albă, zici că este în filmele hollywoodiene. Un terorist care a sărit gardul la unitatea militară, acolo cum era Steaua, a tras și în cădere l-a împușcat pe Florica, pe Răducu Durba. Răducu Durba, care l-a văzut pe teroristul care a sărit gardul, a tras și el tot în cădere și astfel, trăgând unul în altul, s-au ucis în același timp. Toate, nu-s bune și frumoase, toate ok par așa la dosar, numai că așa cum spune Răducu Durbac, Bobby Durbac despre Răducu Durbac, tata nu știa să tragă cu arma. Deci asta cu... Mă rog, nu suntem noi cei mai în măsură să facem lumină în acest caz. Ideea este că Florica Murariu și Răducu Durbac, doi dintre cei mai mari jucători de rugby din istoria noastră, cu rezultate ca lumea, oameni buni, pe vremea când chiar contam în rugby-ul nu european, chiar și mondial, s-au stins în zilele Revoluției și sunt zilele acestea cât 89, 31 de anișori și ar fi bine să ne aducem aminte de cei care au reprezentat, așa, asta nu este limbă de lemn, cu cinste și cu mândrie sportul românesc, nu numai rugby-ul, din toate timpurile. Aș vrea să vă mai spun doar atât, Răducu Durbac era născut în 23 august 1944, ca o ironie a sorții, ziua în care comunismul a intrat în țară, și a murit pe 23 decembrie 1989, la o zi după ce comunismul ieșise din România. Dacă aveți posibilitatea, nu o cerem noi, nu vrem să ne întristăm, repet, când vă mai duceți zilele acestea pe la o biserică, pe la un cimitir, pe la biserică nu cred că se mai poate, dacă puteți să aprindeți o lumânare și în memoria lor, sau aici în față la stadionul Ghencea, ar fi foarte frumos. N-au fost 5 minute, că despre coloșii aceștia nu prea pot să vorbesc 5 minute, au fost mai mult de 5 minute de sport altfel. Am discutat, din păcate, despre plecările lui Florica Murariu și a lui Răducu Durbac în timpul Revoluției din 1989. Haideți să și zâmbim un pic, pentru că probabil că așa ar fi vrut și ei atunci, mai ales la succesele pe care le aveau pe stadion. Au fost 5 minute de sport altfel, toate cele bune, numai bine, la revedere!